Bine v-am regăsit la un nou Let's Play. Astăzi vom farma în principal pentru banderole roșii. Vreau să farmez cât mai multe banderole roșii într-o oră de farmat și la sfârșit să facem niște upgrade-uri în coliere de cupru, colier de lemn și colier de argint, să vedem dacă putem face măcar 1 plus 9. Profităm și de evenimentul cu șosetele, am luat aici Bambi, am luat vinul fiert. Am cumpărat și un voucher și am luat o mănușă sus de 7 zile. Echipamentul, după cum puteți vedea, o sabie de 1 plus 9, colier, coif plus 6, scut plus 6, colier cu un cajumat PV, papuș plus 6, brățară cu PV 500 și, colier, și cercei de cupru plus 9, bonusurile nu contează. Cam atâta, cam asta a fost echipamentul. Haideți să vă spun și la ce monștri pică această banderolă. La Amazonă General, la Mijung și la Tristul Mijung. Sper eu la minim 6 bucăți de banderole roșii în această oră de farmat. Dar înainte de toate nu uitați și de butonul de like, să vedem dacă putem strânge și la acest clip peste 200 de like-uri. Nu uitați și de subscribe în caz că nu sunteți abonați. Instagramul este în descriere și acolo postez în mare parte informații de moment, evenimente și lucruri utile, poate vă vor interesa și chestiile astea. Și bineînțeles că vă dau follow înapoi la fiecare dintre voi. Haideți să îi dăm noi drumul la treabă și să vedem și cu cât drop batem. Deci, haideți să vedem, băgăm mănușă. Și după cum puteți vedea, 300 drop. Haideți să-i dăm bătaie și o oră de farmat de acum încolo vă arăt și timpul. Este 11:52 seara, o să batem până la 12:52. Bun. Haideți să-i dăm bătaie și revenim cu niște cadre. Bun, am revenit după ora de farmat, suntem a doua zi pentru că se făcuse târziu, adică era 1 dimineața ceva de genul și am ieșit. Totuși este bine pentru că am luat două cadouri, le vom deschide prima dată aceste cadouri și după care vom da, cum am promis, m-am gândit mai bine și voi face colier de lemn. Dacă voi face 1 plus 9 este destul de scump. La noi pe server am văzut, chiar m-am uitat la prețuri, unul gol ajunge la 3 oni, deci merită foarte mult investiția. Dacă ar merge 1 plus 9 am fi super super pe plus. Am calculat și aceste upgrade-uri, după cum puteți vedea, mi-au picat destul de bine. Banderole roșii, eu mă așteptam la 6 bucăți, dar mi-au picat 4. Este bine și așa. Nu ne plângem, haideți să vă arăt cât yang am scos din aceste banderole, pentru că le-am și calculat. Haideți să vă arăt imediat. 51kk am scoate din aceste banderole, dacă le-am, nu din aceste upgrade-uri, dacă le-am vinde pe toate. Iar haideți să vedem dacă
putem investi aceste banderole roșii pe mai departe în aceste coliere și să vedem dacă putem face măcar 1 plus 9. Înainte, haide să deschidem cuferele astea de Crăciun. Este șansa destul de mică la ceva bun, dar haide să vedem. Young, Young. Ok, mă așteptam. Nu este ceva wow, adică trebuie să deschidem destul de multe să pice ceva. Asta știu că așa a fost mereu. Și sper să nu ne dezamăgească din nou fierarul. Haide măcar 1 plus 9 plus 8, 1 și 1 plus 8. Bă, dacă ar ieși ăsta plus 9, eu aș fi super, super mulțumit. L-aș și bonusa. Bun, mă, a mers foarte bine. Haideți să-l bonusăm. Și am și niște schimbătoare, poate pică ceva pe el. Revenim. Bun, haideți să transferăm colierul. Și stați un pic să schimbăm scena. Și după cum puteți vedea, aici am niște adaugă de la evenimentele care au fost recent. O adaugă la metine, plus că am mai deschis niște cufere jigsaw. Haideți să vedem, îl facem, sigur, îl facem full bonus. Și sunt curios ce va pica pe el, pentru că avem și niște schimbătoare, după cum puteți vedea. Nu l-am făcut full bonus, dar stați un pic, mai am pe oar niște adaugă și revenim. De fapt m-am uitat mai bine și văd că mai am aici 4 adaugă. Haideți să-i dăm înainte. Bun, și acum am armura. Haideți să vedem. Ce zice? Bun, deci cred că am băgat armura din prima. Bun, haideți să vedem dacă intră ceva pe el. Nu știu câte schimbă să bag totuși. Haideți să vedem, să începem. Un K. Nu las așa. 10 sabie. Pă, măcar un K jumate PV. Sau ceva critică pe el fără PV. Un K, 20 PV, 10 săgeți, parcă aș mai da. 5 critică, 6 young. Haideți să-l lăsăm așa. Și eu zic că este destul de ok, pentru că nu, dacă am destul foc pe mine, SD3, nu ar trebui să bag red și nu cred că este necesar să am neapărat PV pe acest colier. Lăsăm așa cu 5 critică. Sunt mulțumit, am făcut treabă, de data asta chiar am făcut treabă, am făcut acest colier. Am fost pe plus. Vreau să spuneți în comentarii ce ați mai vrea să vedeți cu o oră de farm. Vreau să profităm de această mănușă și să facem ceva, o oră de farm la level mic. Mai ați spus foarte mulți în comentarii să farmez în templu cu, în câmpul cu șerpi. Cred că data viitoare vom farma în câmpul cu șerpi sau aș vrea să fac ceva la urși, să farmez niște fier de urs și să dau niște upgrade-uri în tigru, în niște tigruri, să le pietrez, să le bonusez și din chestia asta să facem și niște young. Vedem și ce ziceți voi în comentarii și voi vedea ce filmez pe mai departe. Nu uitați și de butonul de like, să vedem dacă putem strânge 200 de like-uri și la acest clip. Nu uitați și de subscribe în caz că nu sunteți abonați. Vă urez multă pace, salut!